4 din 10 cazuri de moarte subită în rândul adulților tineri sunt legate de miocardita virală. Deși bolile cardiovasculare sunt cel mai des întâlnite la persoanele în vârstă, miocardita apare în special la persoanele tinere, sănătoase și sportive, aparent în plină stare de sănătate. Cauzată de o infecție virală, miocardita reprezintă inflamația mușchiului inimii, denumit miocard. Afecțiunea reduce capacitatea inimii de a pompa sângele și produce tulburări de ritm atât de severe încât se ajunge rapid la deces. În anul 2010 au decedat la nivel mondial 400.000 de persoane, dintre care 60% erau tineri adulți. Atunci când nu este cauzată de o infecție virală, miocardita poate apărea ca urmare a reacțiilor adverse a unor medicamente, ori să evolueze dintr-o afecțiune inflamatorie deja existentă. În unele cazuri, afecțiunea se instalează în corp fără simptome, iar atunci când acestea sunt prezente, nu sunt suficient de specifice, ceea ce face ca diagnosticul să fie greu de depistat de către cardiologi. Printre cele mai comune simptome se regăsesc durerile în piept, bătăile neregulate ale inimii, respirația dificilă și leșinul. În ciuda metodelor avansate de diagnosticare, peste o jumătate din cazurile de miocardită sunt considerate idiopatice, lăsând loc de interpretare pentru îmbolnăvire pe cale virală. Cauzele potențiale sunt variate și țin de natura infecțioasă sau neinfecțioasă a miocarditei. Cele mai des întâlnite cauze sunt contactarea bacteriilor periculoase, fungii, virusurile și paraziții. Medicii iau în calcul și miocardita care apare ca urmare a vaccinului anticovid-19. Specialiștii nu au descoperit până în prezent o modalitate de prevenire a miocarditei, însă ne recomandă să respectăm cu strictețe regulile de prevenție a infecțiilor. Să evităm contactul cu persoanele răcite sau care au gripă, să ne spălăm pe mâini regulat și să fim la zi cu vaccinarea.